Viața mea se leagă de începuturile slujirii pastorale a fratelui Talpoș. 69-74 a fost pastor la Iris. Printre primele binecuvântări care le-a făcut, am fost eu. De aceea, zilele acestea mă gândeam din brațele fratelui Talpoș în biroul fratelui Talpoș. De curând m-am mutat în biroul unde fratele Talpoș a fost și a condus doctoratele și mă uitam la toată munca care era acolo. Ieri mă uitam într-una dintre Bibliile pe care le avea și notițele pe care le avea acolo. Dar dincolo de un om care a prețuit investiția în alții, a fost un om care a învățat nu doar să meargă până la capăt, ci să-i ajute și pe alții să meargă până la capăt. Eram în prag de a renunța la doctorat datorită situației soției mele, care nu mai putea să doarmă noaptea și a intrat într-o situație de boală foarte grea. Și am zis, frate Talpoș, până aici a fost studiul interesant, am fost zidit, dar Domnul să binecuvinteze tot ce a fost. Și a zis, nu poți renunța pe ultima sută de metri. Mai fă un efort. Deși nu dormeam noaptea și trebuia să fac efortul ca să duc la capăt toate aceste lucruri. E foarte important și lecția pe care ne-o lasă dânsul este să mergem până la capăt. Amin. Amin.